Drahé sestry, představitelé státu rumunského. Preafericite părinte patriarh și iubite frate în Hristos, înalt preasfințite părinte mitropolit, înalt preasfințit și preasfințiți părinți, frați, împreună slujitori, iubiților reprezentanți ai autorităților statului român și iubiților credincioși. Mám velikou čest být hostem svaté rumunské pravoslavné církve. Jako poprvé jsem zde na oficiální návštěvě na základě pozvání jeho blaženosti patriarchy Daniele svatého synodu. Am o mare onoare să fiu invitat al preafericitului părintele patriarh Daniel și al membrilor și al Sfântului Sinod și mă aflu pentru prima dată aici în calitate oficială. Přicestoval jsem do București a měl jsem možnost v katedrále uvidět plnost rumunské pravoslavné církve, zvlášť jsem byl velice vřele přivítán jeho blažeností patriarchou Danielem. Am avut bucuria de a călători la București și de a fi primit în cadrul oficial de către preafericitul părinte patriarh Daniel. A měl jsem možnost i vystoupit v televizi Trinitas církevní, kdo tedy bude moci se podívat na televizi ve středu, tak tam bude se mnou interview. Am avut și posibilitatea de a fi invitat la televiziunea Trinitas și dacă veți dori, miercuri veți putea vedea interviul pe care l-am acordat. A tam budu moci, nebo se měl možnost vyjádřit názory na problémy našeho současného světa i trochu povědět o historii pravoslaví v českých zemích a na Slovensku. Și acolo am avut posibilitatea să dezvălui și să detaliez puțin problemele ortodoxiei în contemporaneitate și puțin din istoria bisericii ortodoxe de pe teritoriile Cehiei și al Slovaciei. Dnes mohu jenom říci před vámi Bohu díky za to, že jsme pravoslavní věřící. Podoar se spun înaintea dumneavoastră, slavă Domnului că suntem credincioși ortodoxi. Slava Bohu za to, že jsme udrželi pravoslavnou víru do dnešního dne v tomto světě, který často velmi daleko od pravoslaví odstupuje nebo ho přímo pronásleduje. Slavă lui Dumnezeu că suntem ortodoxi în această lume care de cele mai multe ori este departe de credința în Dumnezeu. Obdivuji jeho blaženost patriarchu Daniele i jeho vysokopřeosvícenost vladyku Feofána, všechny archiereje duchovní a vás předně, drahí věřící, za to, že tak milujete svoji otcovskou církev. Îl admir pe preafericitul părinte patriarh Daniel și împreună cu dânsul penal preasfințitul părinte Teofan și pe dumneavoastră de asemenea că sunteți și țineți credința bisericii mame. Hovořím pro vás cizím jazykem, mluvím česky, ale mluvím o naší společné pravoslavné víře, která nás všechny sjednocuje, i když máme jiné jazyky. Chiar dacă vorbesc într-o limbă străină, în cehă, simt că vorbesc aceeași limbă cu dumneavoastră pentru că avem aceeași credință. A ta naše pravoslavná víra je vírou svatých apoštolů, vírou svatých mučedníků, vírou svatých otců, kteří svými modlitbami sjednocují nebe a zemi, sjednocují nás všechny v jeden rod křesťanů pravoslavných.
Această credință este credința apostolilor, credința mucenicilor, credința sfinților cuvioșilor părinți, care prin rugăciunile lor țin unite pământul cu cerul și pe noi unii cu ceilalți. Nech tedy toto obecenství, toto společenství duchovní mezi námi, požehnané na základě přímluv modliteb svaté Paraskevy, vždy dosahuje nebesa. Fie ca această adunare duhovnicească a noastră să fie binecuvântată și în primul rând prin rugăciunile Sfintei Cuvioase noastre Maici Parascheva. La mulți ani trăiască! Dovolte, abych ještě nakonec poděkoval zvlášť Vladykovi Feofánovi za jeho pohostinství, za to, že jsme tu mohli všichni u něho v jeho posvátné eparchii být, metropoli být. Dați-mi voie ca acum să mulțumesc și în al preasfințitului Părinte Teofan pentru găznuire și pentru că ne-a dat posibilitatea să fim prezenți în eparhia și în mitropolia pe care le cărmuiește. Vladyko drahý, chtěl bych vás poprosit, abyste přijmul malý, skromný dar, který jsme připravili s rukou českých, a sice jeden příklad českého skla. Și vă rog să primiți din partea noastră un mic dar, care este chiar din mâna fabricanților de cristal din Cehia. Protože jsou to různé předměty, které můžete rozbít pro slávu Boží. Pentru că el dă posibilitatea ca prin părticelele pe care le puteți zdrobi să aducă bucurie spre slava lui Dumnezeu. Vzpomínat na náš láskou. Să vă aduceți aminte de noi cu dragoste. A jak u nás u Čechů se říká, že střepy přinášejí štěstí. Așa cum la noi în Cehia se spune că cioburile aduc bucurie. Aby vás štěstí, které nám dává Bůh, stále provázelo. A bucuria pe care vă dorește Dumnezeu să rămână. Protože zdraví, víte, úspěch a peníze to pomíjí. Pentru că sănătatea, banii și celelalte trec. To měli všichni na Titaniku a utopili se. A avut cu toții și pe Titanic și s-au scufundat. Chybilo jim štěstí. Le-a lipsit bucurie. A to bych vám ze srdce a Boží požehnání chtěl popřát. Doresc să vă urez din inimă și cu binecuvântarea lui Dumnezeu să o aveți. La mulți ani, sănătate! Sănătate! Mulțumim frumos!